găsit la Vacanțe la Bani Mărunți! În ediția de astăzi aflăm lucruri interesante despre Java, cea mai populată insulă din Indonezia. Este renumită pentru plantațiile de ceai și cafea și joacă un rol important în economia Indoneziei. Invitații mei, Cristina și Răzvan de la Chustu Travel, ne vor oferi mai multe informații despre această insulă. Bine ați venit! Cum ați descrie experiența voastră din Java? Bine te-am găsit! Experiența noastră am putea spune că a fost una foarte intensă, deoarece am parcurs insula de la vest la est, într-un timp, am spune, relativ scurt. Câte zile a stat? Noi am stat în total 7 zile, dar am reușit să vedem cam toate punctele principale datorită faptului că am avut un traseu foarte grăbit, aș putea spune. În ce perioada anului ați fost și când ne recomandați și nouă să mergem? Noi am fost în perioada anului nou, însă nu e o perioadă tocmai recomandată, deoarece este sezon ploios. Da, în mod normal, sezonul uscat este între mai și octombrie, însă de când cu schimbările climatice nu poți prevedea foarte bine cea mai bună perioadă în care să mergi într-un anumit loc. Noi, de exemplu, am fost în ianuarie, după cum am spus, și nu am prins decât în vreo 2 zile, câte o oră, 2 de ploaie. Ceva normal pentru sezonul. Ceva foarte normal. Deci este cumva și la noroc. Java este poziționată în Asia de Sud-Est, deci singura variantă cu care putem ajunge acolo este cu avionul. Avem multe variante din care să alegem. Cele mai rapide, am putea spune, sunt prin Istanbul, prin Doha sau prin Emiratele Arabe Unite. De asemenea, se mai pot face și niște escale în anumite capitale europene, dar trebuie să țineți cont că costurile vor crește deoarece va trebui să luați și un zbor până acolo. Biletele de avion încep de pe la 600-650 de euro dacă prindeți o ofertă bună și pot ajunge oricât de scumpe. De obicei sunt în jur de 800-1000 de euro, depinde mult și perioada. Dar dacă chiar căutați bine, puteți găsi de la 600 de euro. La capitolul viză, România au nevoie de viză. Ea se poate lua cel mai ușor atunci când ajungeți pe aeroport, dar și înainte, completând o cerere pe internet. În ambele situații, ea costă 35 de euro sau 35 de dolari și la aeroport se poate plăti în valută. Ea vă permite să stați până la 30 de zile, dar se și poate prelungi mai apoi până la 60. Pentru o perioadă mai lungă, trebuie făcută o vizită, evident, la ambasadă. În Indonezia putem găsi cazări ieftine și condiții foarte bune. Prețurile, în general, pot începe de la 50 de lei pe noapte până la câteva sute de lei în hotelurile europene. Asta depinde, bineînțeles, de perioadă, dar și de zonă cât este de turistică. Totuși, țineți cont că, de exemplu, un mic dejun european sau condiții europene găsiți numai la hotelurile mai mari. Acestea sunt, bineînțeles, și un pic mai scumpe, dar în Java nu se găsesc în toate orașele. Din păcate. Ne-am stat doar în capitală, în Jakarta, într-un astfel de hotel și a fost și cea mai scumpă cazare a noastră de pe Java. Am dat 180 de lei pentru o noapte. În rest, noaptea fiind cea de anul nou. Da, de aceea a fost și un pic mai scump. În rest, noi am stat în guest house-uri și, în general, am plătit între 80 și 120 de lei pe noapte. De asemenea, la două dintre ele ne-au ajutat și cu organizarea excursiilor pe vulcani și unii chiar ne-au organizat și niște transferuri private cu șoferi. Cea mai frumoasă cazare, cu siguranță, a fost cea din Banyuwangi. Acolo am avut o căsuță în junglă, de fapt în grădina cazării care era în junglă. Aveam numai geam pe 3 dintre laturile căsuței, iar dușul era unul în aer liber. De asemenea, aveau și piscină și o zonă de relaxare și ne simțeam de fiecare dată fix în mijlocul naturii. Un
una dintre mâncările pe care le găsim în toată Indonezia, fiind și una dintre mâncările lor naționale, este nasi goreng. În traducere s-ar numi orez prăjit. El este un orez fiert care mai apoi este tras la tigaie, ori simplu, ori cu legume sau carne. El prinde și, de la această prăjeală, prinde și o aromă foarte, foarte intensă. El se servește de obicei sub forma unui bol și mereu pe farfuria pe care acesta se află se pun și câte două felii de roșii, două felii de castraveți și niște chipsuri cu gust de crevete. O altă mâncare foarte populară pe care am găsit-o cam peste tot este mie goreng, care sunt practic noodle și care se folosesc în supa instant. Acestea sunt prăjiți în ulei cu ceapă, usturoi, pot să mai conțină varză sau alte legume, creveți prăjiți, tofu, tempe și de asemenea există și o variantă foarte populară, mie ayam, care practic înseamnă tăieței cu pui. Mai găsim și supă, care aici se numește soto. Este practic o supă făcută din stoc, carne și legume. Iar soto ayam este practic varianta indoneziană a supei de pui. Pe lângă acestea am mai încercat ceva local, gado-gado se numește. Sunt legume tăiate care pot fi fie crude, gătite la abur sau puțin fierte. Acestea se pot servi cu carne sau cu tofu sau tempe și niciodată nu lipsește sosul pe bază de alune. La capitolul dulce, să spun așa, bineînțeles ne aflăm în Asia de Sud-Est, deci ar trebui încercate în primul rând fructele. Există foarte multe fructe exotice care la noi nu se găsesc atât de ușor sau dacă se găsesc nu au același gust. Printre acestea, noi recomandăm mango-ul lor, care este un mango mai mic și galben, papaya, guava, bineînțeles, și mangostine. Și nu în ultimul rând și nuca de cocos, pentru că nu poți merge într-o destinație exotică și să nu bei o nucă de cocos. Din păcate, nu prea am găsit nuci de cocos reci în Indonezia, am găsit într-un singur loc. Nu obișnuie să le țină la rece, în schimb, de obicei, cum se mănâncă nuca de cocos, face un căpăcel, se bea conținutul, iar apoi cu o lingură poți să iei și fructuri, practic, pulpa de cocos. Indonezia este o țară ce este formată din peste 17.500 de insule, fiind și cel mai mare arhipelag din lume. Dintre acestea, noi am vizitat insula Java, care se află între Sumatra și Bali și, de asemenea, fiind un important punct economic și cultural al țării. Aici noi găsim mai mulți vulcani activi, deoarece se află și pe celebrul inel de foc al Pacificului. Iar pe lângă acestea avem și o populație impresionantă, mai bine de jumătate din populația Indoneziei se află în Java, adică mai bine de 145 de milioane de oameni trăiesc pe această insulă, fiind și cea mai populată insulă din lume. Noi ne-am început traseul din zona de vest a insulei, mai exact din capitala țării, Jakarta. Noi am ajuns în Jakarta în ziua de anul nou. În schimb, nu am plănuit să vizităm foarte mult din oraș, deoarece toată lumea spune că nu este foarte turistică, nu prea ai foarte multe obiective de vizitat și este și un oraș foarte aglomerat și foarte poluat. Noi am petrecut acolo Revelionul, l-am făcut în parcul central al orașului. De la hotel spre parcul central am trecut și am văzut și cea mai mare moschee din Asia de Sud-Est. Iar în noaptea de Revelion aveam așteptări să vedem un foc impresionant de artificii, care nu s-a întâmplat. Singurele artificii care au fost date au fost de către oamenii aflați acolo, oameni care erau un număr extrem de mare. După această noapte de Revelion, de dimineață am mers către gară pentru a pleca în următoarea noastră destinație. O chestie interesantă în gară, pe lângă faptul că era plină, chiar dacă era 1 ianuarie,
sunt oamenii care te ajută să urci, să dai jos bagajele din tren, iar în tren putem găsi și un fel de stewardese care vin cu mâncare și băuturi din când în când. Noi am luat trenul spre Yogyakarta, tren care are mai multe clase. Noi am ales să mergem la clasa executive, ceea ce a însemnat că am avut foarte mult loc la picioare și niște scaune care se făceau aproape poată. Da, condiții foarte bune, poate chiar mai bune decât în avion. Ajunși în Yogyakarta, ne-am decis să vizităm două dintre cele mai importante puncte turistice de lângă oraș. La o oră, oră jumătate de mers, găsim templul Borobudur, care este cel mai mare templu budist din lume și care împreună cu Bagan din Myanmar și Angkor Wat din Cambodgia sunt cele mai importante situri arheologice din Asia de Sud-Est. Practic găsim cel mai mare templu budist din lume, tocmai în cea mai mare insulă musulmană din lume. De ce acest fapt? Pentru că Borobudur a fost construit în secolul IX, iar islamul s-a împrăștiat în Indonezia în jurul secolului XIII. Acesta a fost adus de negustorii arabi care făceau comerț în zonă. Prețul biletului la Borobudur este unul destul de mare. Turiștii plătesc cam de 10 ori mai mult decât un localnic, iar intrarea pentru noi a fost în jur de 130 de lei. Însă am avut inclus și un tur privat, pentru că nu poți altfel să urci pe templu. De asemenea, ni s-au dat și niște papuci specifici pe care i-am păstrat și ca suvenir, deoarece nu aveam voie cu încălțările noastre să urcăm pe templu. Urcarea se făcea la oră fixă, am așteptat acolo momentul pentru a urca, fiind voie să urci într-un număr limitat de persoane. Noi ne-am plimbat, ghidul ne-a povestit despre istoria templului și am reușit să urcăm până la etajul 9, practic, pentru că 10 se consideră că reprezintă divinitatea și niciodată nu poți să ajungi la 10. La ultimul etaj se văd și domurile acelea specifice, cu care probabil ați văzut poze pe internet, iar vederea din spate cu toată vegetația este una absolut superbă. Pe lângă Borobudur am făcut și o oprire la niște terase de orez la Svargabhumi. Este un loc practic unde poți face poze în general. Se plătește și o taxă de poze, dar dacă vrei, cum am fost noi, să doar să bei ceva sau să mănânci ceva, poți intra și să te bucuri de priveliște fără să plătești taxă de intrare. Al doilea templu pe care noi l-am vizitat a fost Prambanan, care este cel mai mare templu hindus din Indonezia și al doilea cel mai mare templu hindus din Asia de Sud-Est, după Angkor Wat din Cambodgia. Da. Aici prețul biletului a fost tot așa unul destul de mare, a fost 120 de lei și noi am aflat după că se putea lua și un pachet cu cele două temple care costa în jur de 200 de lei. O altă chestie de menționat e faptul că aceste prețuri sunt pentru turiști, deoarece cetățenii indonezieni plătesc undeva la o zecime de preț. De asemenea, noi am mai fost, bineînțeles, și în zona centrală, care se numește Malioboro. Acolo se află și un mall, dar și strada principală a orașului, care noaptea prinde viață, este înconjurată de restaurante, hoteluri, iar noaptea vin și vânzătorii stradali care își aduc produsele pe care le pot încerca turiștii. Tot un punct important în oraș este și parcul central, este un parc în formă de pătrat, iar pe laturile acestuia găsim tarabe cu mâncare stradală și seara putem vedea și mașinile specifice Yogyakartei, în care turiștii stau și au pe ele niște semne luminoase, în general scris Yogja, numele pe care indonezienii îl au pentru Yogyakarta. Da, acestea sunt de obicei pline de lumină și cu muzica dată foarte tare și poți să faci un tur al centrului cu ele. Cemorolawang este un sat foarte frumos de munte cu niște peisaje superbe. Cazarea noastră avea un mare plus, faptul că în spatele ei era vederea spre Parcul Național, ce conține și cel mai popular vulcan din zonă, vulcanul Bromo. Este atât de popular deoarece este un vulcan activ, pe care însă se poate urca. Ultima sa erupție a fost în 2016, însă este sigură urcarea pe el. Însă turiștii de multe ori îl confundă cu vulcanul de lângă, care este mai mare, este un vulcan inactiv, mult mai impunător și verde, vulcanul Batok, și probabil majoritatea pozelor sunt făcute cu acela, nu cu Bromo.
Duomo. Excursia a început undeva la ora 3 dimineața, când am fost preluați de către un jeep. Jeepurile de acolo sunt speciale pentru acest traseu, da. Da, și am fost duși la un viewpoint. De menționat că mereu excursiile încep mult prea devreme, astfel încât ești cumva obligat să faci consumație la tarabele din jur cât timp aștepți răsăritul. Am văzut răsăritul împreună cu vulcanul Bromo. După răsărit am mers din nou cu jeepul, am făcut o mică oprire la vulcanul Batoc, unde am făcut celebrele proze pe jeep, iar mai apoi am mers către vulcanul Bromo. Am fost lăsați într-un punct de la care a trebuit să facem un mic traseu, care e pe un teren plat la început, până la baza vulcanului, iar mai apoi să urcăm pe vulcan pe niște scări. Foarte multe scări. Foarte multe scări. Și am ajuns fix în vârf, de unde am putut vedea craterul vulcanului, care fumega în continuu. Este o experiență foarte interesantă. Noi nu am mai avut ocazia până atunci să fim atât de aproape de un vulcan activ. În același timp este înspăimântător, dar este foarte frumos. Dacă nu vreți să faceți traseul de la punctul în care vă lasă jeepul până la baza vulcanului pe jos, acesta se poate face și cu calul. Sunt foarte mulți oameni care te abordează atunci când te dai jos din jeep să mergi cu ei. Da, iar mai apoi am plecat spre ultima noastră oprire. A trebuit mai întâi să luăm din nou un transfer privat spre orașul Probolingo, de unde am luat un tren spre Banyuanji. În Banyuanji am fost așteptați de cineva care ne-a dus până la cazare, care nu era foarte departe, însă am ajuns noaptea acolo și au preferat să facă asta. În Banyuanji noi am venit practic pentru celebrul vulcan Ijen. Excursia pe acest vulcan a început la ora 12 noaptea. Am mers în jur de o oră cu mașina până la punctul de plecare pe traseu și de acolo traseul a durat în jur de o oră jumătate. Nu este un traseu foarte lung, dar este destul de dificil, am spune noi, de urcat. Este foarte abrupt și îl faci și pe perioada nopții, practic, pentru neric. Am ajuns la marginea craterului, iar mai apoi, pentru a vedea punctul central al acestei excursii, și anume Blue Flames, a trebuit să coborâm în jur de 200 de metri pe un traseu foarte abrupt, pe niște pietre, până jos în crater. Practic aici se găsește cea mai mare zonă de Blue Flames din lume și asta pentru că tot de aici se extrage una dintre cele mai mari cantități de sulf din lume. Acest sulf este aprins pentru a putea fi extras și astfel se formează acest fenomen. Fenomen ce poate fi văzut doar noaptea, când este complet întuneric, de aceea se și face această excursie pe tot parcursul nopții. Acest sulf este extras de niște mineri care au o viață foarte grea. Ei cară în spate niște coșulețe în jur de 60-90 de kilograme pe același drum pe care am venit noi. Și fac asta, cred că, de două ori pe zi. Și pot să fac asta cam maxim de 3-4 ori pe săptămână, deoarece aerul este foarte toxic. Noi am primit măști, dar ei făceau această muncă fără măști, practic. Ei fac această muncă pentru doar 10-15 dolari pe zi. După ce am văzut Blue Flames, am urcat înapoi pe vulcan ca să avem o priveliște asupra celui mai mare lac acid din lume. Când s-a făcut lumina, am putut să vedem și noi culoarea sa superbă. Are un turcoaz cum rar întâlnești, însă trebuie ținut cont faptul că este un lac acid, deci nu trăiește absolut nimic în el sau pe lângă el. Apoi am pornit înapoi spre... Da, și am fost foarte impresionați de frumusețea traseului, cât de verde este totul în jur, deoarece la urcare era noapte și nu am văzut nimic. Excursia s-a terminat undeva la ora 7 dimineața, atunci am ajuns la cazare, unde am fost așteptați cu un mic dejun copios. De care chiar aveam nevoie. Iar mai apoi s-a terminat excursia noastră prin Java și noi am trecut mai departe cu feriul în insula Bali. Cum v-ați deplasat pe insula? Între orașe, noi ne-am deplasat în general cu trenul, iar când a fost nevoie, am fost ajutat de cei de la cazări cu diversi șoferi care ne luau de unde ajungeam și ne duceau până în punctul unde trebuia să ajungem. De asemenea, în Yogyakarta, pentru a ajunge ușor la temple, am închiriat scooter pe care noi am plătit, din ce am înțeles, preț aproape dublu, deoarece am mers în
prima parte a anului, atunci când și ei au acolo sărbători. Cum de nu v-ați gândit să închiriați o mașină? N-ar fi fost mai ușor? Distanța este destul de mare și noi, alegând să facem insula de la vest la est, nu am fi avut timp să ne întoarcem cu mașina. De asemenea, și traficul nu este cel mai prietenos. Da, este destul de mare haos în trafic. Și cu scuterul te deplasezi un pic mai ușor. Ați avut probleme cu internetul? Internetul am putea spune că a mers foarte bine. Ne l-am luat exact când am ajuns în aeroport. Am zis că e mai bine să luăm de la firme diferite. În schimb, nu a fost nicio problemă cu semnalul, doar poate un pic cu prețul, deoarece este măricel pentru internet. Ce puteți să-mi spuneți despre localnici? Localnicii am găsit foarte drăguți și curioși. Inițial nu știam la ce să ne așteptăm, pentru că fiind o țară musulmană ne așteptam să fie mult mai reci. În schimb, de fiecare dată ne întrebau de unde suntem, ce facem, ce vrem să vedem și chiar, cum cred că am menționat, la un templu au venit foarte mulți copii să facă poze cu noi și să ne întrebe o groază de întrebări. Au fost foarte drăguți. Ați întâlnit și alți români pe insulă? Am întâlnit... O singură dată în Yogyakarta ne-am nimerit la o cafenea atunci când ne adăposteam de ploaie. Da, în rest, în principal, au turiști destul de mulți, dar sunt din zona Asiei de Est majoritatea. Cum sunt prețurile? Aici mă refer, nu știu, la suveniruri, dacă vrei să-ți cumperi ceva de acolo. Prețurile sunt mici, adică mult mai mici decât în Europa. Bineînțeles, cu cât este un loc mai popular și mai turistic, prețurile vor fi mai mari, dar cel mai important trebuie să negociezi de obicei, pentru că nu obișnuiesc să pună prețuri. De ce ar trebui să ajungem măcar o dată în Java? Pentru vegetația luxuriantă a insulei, pentru plantațiile de orez, pot să spun că a fost cea mai frumoasă insulă pe care am văzut-o vreodată. Este superbă și este un punct central cultural extrem de important pentru acea zonă din lume. Cristina, Răzvan, mulțumim pentru sfaturi și recomandări. Vă aștept să reveniți să vorbim și despre un alt loc minunat în care ați mers. Mulțumim și noi de invitație! Dragilor, astăzi am explorat împreună Java, o insulă care se distinge prin peisajele sale variate, de la vulcani activi până la păduri dense și plaje. Aici, tradițiile și modernitatea se îmbină armonios, influențând profund viața și cultura indoneziană. Mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim și restaurantului Canoleria pentru găzduire. Ne revedem data viitoare. Până atunci, vacanțe inspirate să aveți!